Salut și bine m-am regăsit la un nou clip cu FIFA 2017 pentru că am reușit, avem și noi în sfârșit aici, dați-mi voie să vă arăt așa mai în detaliu, avem și noi în sfârșit un controller din ăsta de Xbox One, wireless e tot ce vrei, deci ne putem juca FIFA ca profesioniștii și nu știu ce să nu mă gândeam așa ce să ne jucăm că avem și cariera asta cu Bayern. Dar parcă aș vrea un Ultimate Team, pentru că eu asta vă așteptam să joc, de aia tot așteptam eu să joc FIFA. Fiindcă vreau să pot juca la Ultimate Team. Și am primit un supporter kit, chestie nouă, n-am înțeles foarte bine care e ideea. Make active kit. Ești maker sau? A, să suport, am înțeles. Păi hai să scoatem pe ăsta roșu, că la gri chiar îmi place cum arată, deci hai să păstrăm pe ăsta roșu. Zic ok. Bun, hai să vedem. Ce au mai băgat băieții pe aici, care e diferența, cât de șmecher s-a făcut jocul, dacă e șmecher, dacă nu, să sperăm. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de FIFA 2017 în continuare, pentru că vă mai postat dacă văd că vă plac. Hai să-i dăm tare. Acknowledge, te rog frumos. În care bugolan care se duce în dreapta? Da. Hai să vedem. Cum stăteam cu squad-ul nostru? Bă, știi ce? Eu cred că aș putea pur și simplu să-i dau la divizie. Asta n-am bani acolo, eu să intru, îi dau online division direct, nu stau să mă complic. Îi dau pur și simplu play match. Din câte știu, echipa mea era deja făcută. Da, n-am ce să pun, mă uit pe bancă, am toți handicapații. Echipa asta o făcusem, nu mai știu dacă v-am și filmat, nu cred că v-am filmat când am făcut echipa asta. Am cumpărat niște jucători la prețuri destul de bune, ce am mai găsit eu pe acolo și am zis, hai să jucăm, deci nu și iau un pic de lumină, și am zis, se vede bine? Sau parcă ar trebui, e prea puternică, nu? Cam așa. Și am zis, hai să jucăm așa cu jucătorii ăștia noștri. Mamă, ce latency are omul ăsta. Băi, Vere, deci ce-i cu latency-ul ăla pe capul tău? Îmi dai și mie pe altul cu latency, mai ok? Te rog frumos, dacă se poate. Dorești eu să joc cu un player care să aibă... Poate dacă mă adun mai aproape sau de mai bine. Dorești eu să joc cu un player. Știu că astea am pus o șosetă aici, dar gen e ok. Are o lumină foarte proastă și orice aș face mă deranjează lumina la ochi, fiindcă îl țin așa aproape. Și bă, da, toți aveți latency prost astăzi. Doi așa, deci amândoi avem supporter kit. Hai că-i dau eu cu supporter kit, și eu știu în roșu, ok? E bine, boss. Dă-i play. Asta te văd. Să vedem cine este victoriosul de astăzi. Dacă eu îl bat pe tipul ăsta, acum nu mai am nicio scuză. Deci controllerul nu mai e scuză. Doar să nu fie lag. Ca atâta. Aia mă enervează pe mine. Speră că nu-i lag. Haide cu metre. Să vedem dacă ești bun. Mamă. De ce n-aud comentatorii? Ia stați mă, eu vreau comentatorii. Ar trebui să pot să-i aud. Game settings. Stați mă. Hai mă dă-i. Aud eu. Comentarii. Mai tare, boss. Să-i auzim și, până, și pe băieții. Că mi-e place cum comentează. Ia uzei. Hai. Lesteiene. Mamă, Eduardo, nici nu mai știu. La când am mai jucat, nici nu mai știu ce nume au băieții mei. Că știam bine, acum nu mai știu. Ok. Pasarao. Un pic, un pic acolo, ăla e. Te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus. L-ai întors. Ăla e, mă. Mamă, bine rău! 1-0 pentru SN. I-am dat 1-0 la tăticu. Ce faci, bossule, acum? Ți-am dat? Ia, să te văd. Mamă, deci acum chiar nu mai am nicio scuză. Dacă pierd sau se întâmplă ceva, Doamne ferește, numai din cauza că sunt eu prost, da? Deci nu o să mai mă auziți cu ce controller prost am, ce... Că nu mai am scuza asta. E clar, mă, faul tactic am nesimțit. Pas acolo jos, că l-am văzut pe Santon liber. Pasă repede. Bun. Bun. Leu, mă, micule. Cât de aproape să eu... Băi, molie, pleacă de aici. Cât de aproape să eu bag. Ham. Ora e, mă. A recuperat-o fraierul. Băi, o să stau așa pe un balans, chiar nu e grabă. Ok. Numai pe-n fața mea poate să treacă molia asta, deci n-are nici... Gat. Am prins sau am omorât-o dacă e prost. A, n-am omorât-o, ce prost sunt. Sunt eu mai prost ca ea. Hai. Ăla e, ăla e. Bun, ăla e. Hala, hala. With them boys. Ăla e? Ăla e? No, no. No, acolo aproape. Aproape să facem o figură frumoasă, dar n-a ieșit.
Nu treci pe acolo, bossule, că e Collins. Collins, ai auzit de Collins? Collins e fundașul care îți va rupe capul astăzi. Wallow, 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 întorcere. Un dribling, centrare, hai. Portarul a ieșit. Faul, faul, faul. Faul, mă, du-te în grijanie că mi-ai dat și peste ăla și peste ăla altul. Băi, ce om, băi, 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 băi. Nu e chiar așa. Hamu. Oh my god, haide. Ăla e. Pasă înapoi. Ce pas am dat. Mai bine nu mai dădeam. Băi, dacă m-am intrat în el ca ne simți tu. Ok, tăticule. Haide, știu că ești bun, că tu astea, că tu... Că tu jucător, că tu arfei, dar pe acolo tot nu treci, că e tot Colin, știi cum zic? Ok, am trecut. Hop. 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 Hamă, hai, hai, hai. Hamă, hai, 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 hai. Fa, trebuia să șutez mai repede, că era ultima ocazie. Așa am și pierdut mingea și tot n-am făcut nimic interesant. Da, e bai, da, nu-i bai. Bun. Ce-a fost asta? Am apăsat prea puțin. Bine, mă, boiez, mă. Deci dai cu... Bă, dai nefiresc, mă, să dai cu piciorul drept de acolo. Dă-mă cu stângul, ești tâmpit. Nu-mi da cu piciorul care e pe partea opusă. Eu nu mai știu ce divizie este acum, divizia 9 sau ceva de genul. Știu că n-am ajuns 8, parcă. Da, parcă 9 eram. Și parcă dădeam de jucători din ce în ce mai buni. Că nu știu dacă îți cade divizia dacă nu joci sau ceva, asta nu-mi amintesc. O să mă... Că nu mai știu ce divizie eram ultima dată. Că ajunsesem binișor. Ori 9, ori 8, dar nu mai știu exact. Dar parcă n-ajunsesem 8. Dar o să ajungem, nu-i problemă. No. Puteam să jur că mi-o face pe aia acolo. Mamă, mamă, dacă mi-l dădea pe ăsta era vina mea total. Puteam să jur că mă întoarce acolo și fix încolo nu m-am dus, m-am dus în direcția opusă. Eu știu ce face, dar nu știu de ce uneori nu o fac efectiv. Bine, mă. Nu, mamă, ce preluare ai făcut. Mai bine, nu, pa. Mai bine te sinucizi decât să faci preluare. Ha, mă, hai. Collins, mamă, stâlpul apărării, un pic faultat. Dar nu-i problemă că arbitru ține cu negrotei. Ține cu băieții în negru. Negru la piele. Hai, verișoare. Oh, ulu. Ha, mă. Ha, mă. Bine, mă, hai. Ha, mă, că se poate. Futu-ți. No, niciodată. Nu te joci cu noi pe aici. Nu dai și noi? Nu dăm. Măcar că stă la în fund și mă simt bine. Ca asta înseamnă că avem putere. Bine, mă, Colin, să așa te... Mamă, dar pasa, de ce ești prost și l-o dai înapoi? Adică de ce te chinui să o recuperezi dacă după l-o dai înapoi? Bine, n-a dat-o el, a dat-o alt prost, dar ca idee. Bine, mă! Bine, mă! De ce m-am grăbit, mă? Bine, oricum n-aveam ce să mi fac în poziția aia, dar... Poate aici scoteam ceva. N-a fost o încercare rea, dar nici foarte bună. Dăm cu capul? Ha, mă, dă-o la noi, boss! Că ei o dau numai la ei, noi nu o dăm la noi. Așa. Așa. Haide. În centru. Nu mai văd bine ce naiba. M-am frechinat la ochi prea tare. Bine, mă! Bine, mă! Aici măcar n-am apăsat din greșeală pe butonul din stânga. Puteam să dau șut ca lumea. Dar am apăsat din greșeală. Hai, mă! N-a fost rău, nu-i nimica. Ba, a respins-o al lor, e bine. Ăsta-i de la nebun de iese cu portarul? Mamă, ce intrare de căcat. Uau! Cât de aproape! Minutul 44! Mamă, mamă, ce ține ăsta nebun ăsta de... Scor! Hai! Șutu! Am scuipat pe monitor, mama, m-a luat criza! Ce-ai făcut cu prietene, cu metre, verișoare? Nașule, ce-ai făcut? Ce ai făcut? Ce ai făcut la asta? Ce faci acum? De aici încolo, ce mai faci? N-ai ce, că te-am rupt! Eu m-aș lăsa, aș zice că plec de acasă, aș zice că plec acasă în locul lui.
La golul ăsta aș zice că plec acasă. Deci aș zice că nu mai juc, nu mai jucăm. Ați înțeles? N-ai cum. Dă-o cu mâine. Cum să dai? Ok. Hai bă, bere. Așa, hai, hai. Tackle here, recuperation. Martins. A, bă, vere, dacă ieșea pasa asta, bă, cât de bine era. N-a nimica, nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă, oameni buni. Deci a avut un șut și la pe lângă. E ok, și așa, și așa poți să câștigi. Și acum vezi că îi dă fratisul care joacă de divizia 1, da, nu. Ar fi ceva. Hai mă. Patience is the name of the game, serios? Hai mă, pleacă de aici. Hai. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, că e clar băieții nu vor să urcăm. Ok, noi dăm? E ok, că tot ba, da, e noastră, da. Mă rog. Bun. Hai să facem o construcție ușoară și lentă. Să ne grăbim, să fie ceva frumos. Dacă n-ai dat pasa la ei, ar fi, dar n-are cum să fie că ai dat pasa la ei, deci. Mamă, m-a prins. Nu, am ieșit bine cu portarul. Dacă ne ieșeam acolo era gol. Mi-l dădea urât. E bine. E bine și așa. Dăm cu capul în ea. Ăla-i mă. Ea noastră. Pa aici și nu se trece. Așa am zis. Ha. N-are viteză, nu mai poate, nu mai poate, e obosit. Ok. Trebuie să nu pierd mingea. Ha, mă, cât de prostii, zămoară. Copiii, așa, hai. Haide. De ce nu dai cu dreptul? Nu înțelegi că nu-i firesc să dai în poziția aia cu piciorul stâng? Ești ca aici. Candești, ești de prost. Băi, cum să dai bă cu stângul în poziția aia? Niciodată când dai mingea pe piciorul drept, nu dai cu stângul. N-ai cum, e imposibil, dai cu piciorul ăla pe care îți vine mingea. Sau în direcția în care-i poarta, sau... Depinde de fază, dar o gândești și tu, nu o dai ca bou. Că ai dat ca bou. Te-am să mai dăm un gol, n-am mai dat. Păi adică noi alergăm ca proștii, pentru ce? Niciodată pe aici, potorește-te că n-ai cum. Dăm noi? Nu dăm. Nu dăm, dar alergăm după aia, alergăm după aia, fiindcă suntem băieți care alergă. Bun. Nu mănâncă nasul, nu mă mai mănâncă. Bă, dar pasele astea, nu vreau să dau la ăla unde dau ei uneori. Ok. Calmați jocul. Calmați jocul. Ai plecat, ai plecat! Mamă, dacă dădeai mai bine. Băi, ce pase dați, băi, mă faceți de râs. Nu treci pe aici! Niciodată nu se trece pe aici! Nici pe aici. Mă joc el aici un pic. Oricum am 2-0 și nu mă interesează, e mort omul. Nu o să-mi dea asta niciodată două goluri. Dacă o să-mi dea unul, e norocos. Hai pe aici. Ah, mă, bă, dar greu te întorci, greu te miști, greu te... Ok. Oh, ce pasarao și ce prelorao. Hai mă, bossule. Avem, e ok. Măcar atâta, hai să vedem. Cum mă batem, mă batem aici. O dăm mai tare așa un pic. Mamă, ce nebunie. Dar nu acolo vreau să o dai, dar cățiși pula ta. Nu acolo trebuia să o dai. Haide. Oh! Bun. Așa. Hai. Hai. Nici măcar n-am ce să mai comentez acum, că meciul e așa lame. Victorie deja, mea. Ia autobas. Hai că ești tâmpit, dă-te în pisici. Bă, dar de ce nu pleci, mă, pe acolo? Bă, bă, băiatule. Stai și îmi zici că pleci, dar nu mai pleci.
Aaaa, mă, ce m-a făcut? M-a făcut, cum mi-a luat mingea acolo, la NPC-ul meu de căcat. Încă m-a făcut sau ceva. Că e mort în continuare. Dacă mă pun pe atac și mă enervez, știi cum îi dau? Fiți atenți. Vezi, vedeți ce pleacă de aici? Fiți atenți. Hai că m-am enervat, ia. Luăm poziția de juca FIFA. Du-te, pula mea, dă-i drumul, dă... Mă! Am înjurat din greșeală, limbaj explicit în titlul videoclipului, ca să știe oamenii. I-am dat corner. Mă risc cu cornerele astea. Noi dăm în ea. Așa, mă, hai. Trebuie să ținem la noi, trebuie să luăm mingea neapărat. Trebuie să recuperăm mingile. Așa, mă, hai. Așa, mă, bine, mă. Bine, mă. Nu o mai pierde acolo ca handilou. Bine, mă. Așa, hai. Ții mingea, mă, încă un pic, că nu mori. E a noastră, potolește-te. Noi ai pe aici. Haide! Dai, mă, gol! Ăla-i, mă, așa, atâta de greu a fost să jucăm un pic acolo. Facem pe aia, deb! Mă rog, deb, deb! Mamă, frumos! Bine, a fost frumoasă faza. Se le-a dat craci și a fost ok, i-am dat 3-1. Băi, măcar i-am dat 3, mă. Vedem acum și câți bănuți de aia facem, pentru că poate să deși deschidem pack-uri. Ceea ce ar fi interesant, fiindcă știu că vă plac pack-urile. Și când le deschid și chestii de-astea, ăla-i, mă. Hai. Frumos, așa. Liniștit. Ăla-i, mă. Nu, no, bă, dar două mai tare, Lestien. Lestien, din câte știu, e un jucător destul de cunoscut. Adică nu e chiar un nimeni cum sunt ăștia. A zis că a jucat bine. Și uite, și acum încă joacă bine. Adică pe dribbling-uri, pe astea, îmi place mult. Am făcut o prostie, că-l driblasem oarecum și n-am mai făcut nimic. Da. Păi, cam atât. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Eu am fost Alex Serdon. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Ciu! Stai că...